Poate un cuplu să vină la terapie fără să aibă o problemă reală, pur și simplu pentru că vor niște ajutor în a se descoperi unul pe celălalt. Și mă gândesc la situațiile, de exemplu, în care eu și partenerul meu suntem relativ fericiți împreună, adică nu ne certăm, nu avem o situație conflictuală, n-am trecut printr-o dramă împreună, dar simțim că lipsește ceva. Este ceva ce am tot auzit de la cupluri în momentul în care măi, totul e bine, dar lipsește ceva, lipsește așa un je ne sais quoi. Nimeni nu știe să-l definească, relația merge foarte bine, nu există nicio problemă reală în relație, doar că lipsește acel ceva. Și mă gândesc, aceste cupluri pot veni, de exemplu, la tine sau la orice psihoterapeut care e dispus să facă terapie de cuplu și să ceară un ghid în a se descoperi sau în a comunica? Foarte bună întrebare, Ana. Eu am avut și cupluri care au venit înainte de a se căsători, pentru că unul din parteneri avea o nesiguranță. Nu era sigur că într-adevăr alegerea pe care o face este o alegere potrivită pentru tot restul vieții, așa cum ne setăm cu toții. Deci am avut și cupluri din etapa aceasta a cuplului, am avut și cupluri care au venit în criză, cele mai multe. Partea aceasta pe care tu o menționezi de dezvoltarea cuplului, de armonizarea cuplului, nu ajunge atât de des în cabinet, dar bineînțeles că atunci când dispare flacăra, sparkle-ul, desire-ul, dorința, sau iubirea, printr-o terapie de cuplu pot fi identificate, prin câteva ședințe, pot fi identificate zonele pe care, prin care poți să-ți mai surprinzi, prin care poți să-ți mai surprinzi partenerul. Că de fapt ce învață cuplul în aceste sesiuni este bucuria de a te juca. Cea pe care, atunci când devenim adulți, o punem deoparte. Suntem adulți, suntem maturi, avem o casă de dus, avem niște copii de îngrijit și de obicei abordăm foarte mult subiectul acesta al copiilor. Faptul că trebuie să facem o diferență între timpul acordat copiilor și timpul acordat cuplului. Sunt două timpuri care nu se suprapun. Sunt trăite diferit, cu resurse diferite, cu implicații diferite. Și cred că e nevoie să clarificăm un aspect, și anume că obiectivul relației de terapiei de cuplu poate să fie o deblocare a relației, dar poate să fie și o decizie. Au fost și situații în care cuplu a venit în terapie pentru a-și clarifica dacă mai rămâne împreună sau nu. Au fost și cupluri care au venit pentru a-și negocia divorțul. Divorțul era deja stabilit. Pur și simplu nu găseau o modalitate prin care să se mai audă unul pe celălalt pentru a încheia relația. Noi am mai discutat despre acest subiect, și anume că în cultura noastră noi nu avem o modalitate de a încheia relația. Dedicăm foarte mult timp curtării, pețirii, dar nu avem un termen, nici măcar nu avem un cuvânt, nici nu am reușit până acum să, cel puțin nu-l cunosc eu, un cuvânt pe care să-l folosim în momentul în care trecem printr-un proces de plecare din relație. Și am prelucrat și asta în terapia de cuplu. Adică să discutăm despre modul în care gestionăm resursele pe care le-am adunat împreună, modul în care ne vom ocupa de copii în momentul în care cuplul va înceta să mai existe, ce-mi iau din relația asta, ce apreciez din relația pe care am avut-o, ce nu mai vreau să mai continue în următoarea relație, în așa fel încât să-mi fac un pic de curățenie, cum s-ar zice, ca să pot să am încredere că voi reuși în următoarea mea relație.